trebuie să facă fiecare jucătoare în această perioadă? Sau ce atitudine? Cum ar trebui să gândească spre acel turneu? Pentru că a trecut mondialul, s-au mai calmat puțin lucrurile, s-au sedimentat așa sentimentele. Cum ar trebui să privească spre acest turneu în perioada asta? Da, eu am vorbit cu fetele înainte să ne întoarcem din Japonia și le-am rugat foarte mult să se antreneze cât pot ele de bine în această perioadă, pentru că timpul trece foarte repede. Sper că se antrenează bine, sper că se gândesc și ele din când în când la acest turneu preolimpic și cât de greu ne va fi acolo și că se pregătesc, pentru că avem jucătoare și în România, împotriva cărora o să jucăm, așa că sper din tot sufletul să se pregătească fiecare cât poate de bine ca să putem să atingem un potențial maxim în luna martie. Suntem favorite acolo la turneul ăsta? Cu siguranță că nu suntem favorite. Mi-aș fi dorit din suflet să putem juca în România. Cred că șansele noastre ar fi fost mai mari dacă am fi jucat probabil la Cluj, cu 8-9 mii de oameni în spate. Însă chiar și așa este sport. Eu cred că orice se poate întâmpla în 60 de minute și cred cu adevărat în lucrul acesta și cred cu adevărat în această calificare. Știu că va fi foarte greu, însă eu cred până la capăt și voi da cu siguranță totul pentru ca România să ajungă la Tokyo.